Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ultimă oră pentru mai multe zone din țară. ANM anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Administrația Națională de Meteorologie anunță că în perioada 11 noiembrie-13 noiembrie vor fi precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, lapoviță și ninsoare. Temporar vor fi ploi în sud-vestul și sudul României și se vor extinde și în centru și est. Vor predomina ploile, iar pe arii în general restrânse va fi zăpadă. ANM a emis două alerte cod galben de vreme rea în România. Sunt anunțate intensificări ale vântului pentru zona litorală a județelor Constanța și Tulcea, local și temporar, vântul va avea viteze de rafală de 50-60 de km pe oră, avertizează meteorologii. În Carpații Oriental și Meridionali, ANM prognozează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă. Se vor cumula cantități de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Oltenia și Muntenia, izolat, de peste 25 de litri pe metru pătrat, potrivit meteorologilor. Vântul va sufla pe litoral, iar pe parcursul zilei de luni, pe arii restrânse în jumătatea de est a Muntenia și în partea continentală a Dobrogei. Potrivit ANM, în Carpații Meridionali, temporar va ninge însemnat cantitativ și se va depune strat de zăpadă local de peste 10-20 de centimetri, relatează romania.tv.net.